Salutare tuturor, sunt tot eu, Tudor, și astăzi vă spun bine ați revenit la al doilea vlog la Taclale Culturale. Vreau să vorbim puțin despre cărți, pentru că pentru mine literatura, cititul, au fost întotdeauna o prioritate încă de când eram vorba aceea de o șchioapă. Așa cum probabil unii dintre voi ați văzut zilele trecute pe Facebook, am pus o postare în care vorbeam despre bunicul meu și despre recunoștința pe care i-o port pentru că a insistat și a vrut ca eu să învăț să citesc de când eram foarte mic, dinainte să merg la școală. Citeam, deci primele mele lucruri citite se întâmplau pe la 4-5 ani când mi s-a pus în mână ziarul prima dată să citesc titlurile mari cu litere mari din ziare și pe parcurs am început să buchisesc abecedarul, un abecedar vechi pe care cred că încă îl mai am pe undeva pe acasă. Așadar, când am ajuns la școală, în clasa 1, nu vreau să mâni pe nimeni, dar mă cam plictiseam la orele de citire, neavând nicio învățătoare care să fie foarte, cum să zic, să facă lucruri foarte aplicate pentru toți elevii ei. De aceea, din clasa a doua, m-am mutat la altă școală și lucrurile s-au schimbat. Însă, ceea ce nu s-a schimbat și a rămas valabil până în ziua de astăzi a fost iubirea mea pentru cărți. Și cu toate că bunicul a fost cel care mi-a insuflat dorința de a învăța să citesc, cititul propriu-zis, dorința de a citi, mi-a venit din partea bunicii, bunica maternă, și din partea mamei. Nu am fost niciodată neapărat bătut la cap să citesc anumite cărți sau să citesc în general. Mai mult decât, cum să zic, în alte cazuri, sau nu știu, poate fiecare are povestea lui. Mie mi se făcea exact ceea ce se spune că ar trebui să facă un părinte, să-și facă copilul să citească. Mi se lăsau cărți la îndemână, niciodată nu mi s-a interzis vreo carte, vreun tip de literatură, mi se lăsau la îndemână, fără să mi se spună, ia asta și citește. Nu, nici de cum. Găseam cărți lăsate pe colțul mesii, bunica punea cărțile uneori în bibliotecă, cărțile colorate, cărțile care ar fi putut să-mi atragă privirea, le lăsa la suprafață. Bineînțeles, se făcea o selecție, făcea ea o selecție înainte, nu punea chiar orice la îndemână. Și eu, fiind atras întotdeauna, și asta e un lucru care mi-a rămas și astăzi, fiind atras de coperțile cărților, adică atunci când văd o copertă frumoasă, mă duc spre cartea aia și o iau, să văd despre ce este vorba. În general, am observat că dacă îmi place coperta, descoper că îmi place și cartea. Adică există întotdeauna la edituri dorința asta de a ilustra, de a pune în pagină o carte, astfel încât cel care o privește, care intră într-o librărie, într-o bibliotecă, să fie atras imediat de modalitatea în care arată această carte. Așadar, după cum vedeți, acesta este un vlog despre citit, despre cărți, despre literatură. Nu vreau să intru foarte mult în detaliu asupra cititului ca activitate recreativă, ca necesitate. Despre asta vom vorbi probabil într-un alt vlog mai încolo. Astăzi vreau să vă recomand câteva cărți, să vă spun ce am citit eu în ultimul timp, ce am terminat de citit, ce urmează să citesc. Sunt doar așa câteva titluri la care m-am gândit și pe care cred că e fain să vi le recomand. Nu toți avem aceleași gusturi, asta în mod clar. Dar cred că veți găsi printre recomandările mele lucruri care v-ar putea interesa, v-ar putea provoca. Sper eu să găsiți titluri dintre cele recomandate de mine astăzi și nu doar astăzi, pentru că vreau să fac mai multe vloguri despre cărți. Atenție, acesta nu este un vlog literar, nu vorbim doar despre literatură, despre citit, vorbim și despre teatru, după cum ați văzut în vlogul de marți, vom vorbi și despre filme, voi avea și invitați pe parcurs. Sper eu să fie ceva de interes pentru voi.
O să încep discuția despre cărți cu câteva titluri de la o editură pe care am descoperit-o la finalul anului 2020, titluri care fac parte dintr-un gen de literatură de care nu mă mai apropiasem de ceva timp. Este vorba de literatura polițistă, de misterele noir, dacă vorbim de partea franțuzească a acestei literaturi. O să vă întrebați de ce nu mă mai apropiasem de acest tip literar, de acest gen literar de atâta timp. Pentru că cumva mi se inoculase ideea asta că literatura polițistă, cărțile polițiste, fac parte dintr-un gen superficial, să-i zicem. Poate nu e cel mai bun cuvânt, dar oricum, mi-am auzit vorbe, ca să o spunem pe românește, cum că, tu care ai făcut teatru, care citești lucruri așa interesante, te cobori la literatura polițistă? Dar de ce? Literatura polițistă, țin să vă amintesc că este printre tipurile literare cele mai de calitate. Bineînțeles, vorbim de lucruri scrise bine, scrise de autori care se documentează înainte, se documentează în domeniul juridic, în domeniul polițienesc, studiază psihologia umană, atât pe cea a criminalului cât și pe cea a victimei, adică o carte de literatură polițistă nu se scrie așa, bătând din palme pe o tabletă, mergând cu metrou. Nu. Cărțile bune din acest gen necesită ca orice carte de beletristică, ca orice lucru bine făcut, necesită luni, ani de documentare, mă rog, fiecare scriitor abordează modul de a scrie cum își dorește. Eu doar vă spun ceea ce cred eu că este bine să facă un creator de literatură de orice tip ar fi ea. Așadar, este vorba de editura Crime Scene Press, o editură care pe mine, de când am descoperit-o, mă fascinează, pentru că publică titluri foarte interesante, foarte diverse, nu doar literatură polițistă de tip Agatha Christie, ci, după cum am spus, merge și în zona de mister noir, deci zona franțuzească, zona de mister și crimă nordică, deci autori nordici, pe care i-am descoperit de curând și care, din nou, mă încântă, îmi provoacă imaginația, îmi pun mintea la contribuție. O să încep să vă spun câte ceva despre acest titlu, Râuri de Purpură, de Jean-Christophe Granger. Este un roman exact din stilul mister noir, fiind scris de un francez, este un gen care sondează foarte mult psihicul întunecat al omului și merge în zonele acelea, să le zic, dark, cum îmi place mie să le spun. Este genul pe care l-a folosit, sau este metoda pe care a folosit-o și Dostoevski în Crimă și Pedeapsă, adeseori. Acele procese de conștiință ale criminalului, acele pasaje în care ți este provocată, ție ca cititor, imaginația și ți sunt provocate capacitățile de judecată. Asta se întâmplă și în Râuri de Purpură, a lui Jean-Christophe Granger, un roman palpitant, un roman care m-a ținut cu sufletul la gură, l-am terminat în 2 zile, cred, ceva de genul ăsta, pentru că nu l-am putut lăsa din mână. Este scris atât de bine și tot ritmul este atât de alert, încât vrei să dai următoarea pagină și încă o pagină și încă o pagină ca să afli cine este criminalul, să vezi dacă gândurile și ideile și concepțiile tale se potrivesc cu cele ale autorului, care vorbește aici prin intermediul detectivilor lui, prin și așa mai departe. Cei care citesc literatură polițistă știu la ce mă refer. Nu o să fac o cronică a acestei cărți pentru că am făcut-o deja. Am făcut-o pe blogul, pe site-ul la care colaborez deja de ceva timp, pe filmecărți.ro. Nu o să vă spun prea multe despre acest blog astăzi, pentru că despre filmecărți.ro voi vorbi într-un vlog viitor și sper eu să am și invitați dintre colegii mei. Așadar, vă recomand Râuri de Purpură, un roman franțuzez de mister noir, după care s-a făcut și un film cu Vincent Cassel, cu Jean-Pierre Cassel într-un rol secundar și cu Jean Reno, un obișnuit al filmelor polițiste și cu detectivi.
O altă carte de la editura Crime Scene Press pe care am parcurs-o deja și despre care am și scris este aceasta, Cea care nu mai era, scrisă de tandemul Boileau-Narcejac, un tandem scritoricesc de care nu știam foarte multe până să împice în mână acest volum de la Crime Scene Press. Pierre Boileau și Thomas Narcejac au fost doi scritori care lucrau împreună și au scris destul de multe titluri interesante din această zonă de mister noir. O altă carte, după care s-au făcut două filme, unul clasic, Diabolicele, și apoi un prin anii 60, cred. Nu am acum la îndemână notele legate de această carte. Și apoi s-a făcut un remake mai hollywoodian prin anii 90 cu Isabella Gianni, cu Sharon Stone. Vă recomand această carte. Din nou, nu o să-i fac o cronică aici, pe vlog, pentru că pentru acest volum am scris o recenzie pe blogul meu personal, www.republicacritica.ro. Îl veți găsi acolo, veți găsi și în descrierea acestui vlog, acestui video, adresa unde puteți citi mai multe despre această scurtă, dar foarte intensă carte în care crima și criminalul sunt tratate puțin altfel decât ați fi obișnuiți într-o carte de mister cu care poate v-ați mai întâlnit. Ce am de gând să citesc tot de la editura Crime Scene Press în următoarea perioadă sunt Tărâmul Morților al acelui Jean-Christophe Granger care a scris romanul Râuri de Purpură despre care v-am vorbit mai devreme. Este vorba de asemenea de Trimisul Special al lui George Arion, un scritor român contemporan de asemenea literatură polițistă și de suspans, și nu în ultimul rând, Misterul Camerei Galbene al lui Gaston Leroux, celebrul scritor care a dat posterității Fantoma de la Operă, după care s-a făcut și musicalul celebr al lui Andrew Lloyd Webber. Așadar, de la editura Crime Scene Press, cam acestea ar fi titlurile pe care le-am citit sau pe care urmează să le citesc. Acum o să vreau să vă vorbesc puțin despre două titluri de la editura Corint. Unul din titluri este parte a colecției Leda Edge. Am început deja să o citesc. Este vorba de aceasta, Balul. O carte mai ciudată în ce sens, ea este romanul acesta, este bazat pe un musical de succes de pe Broadway. Așadar, a fost mai întâi musicalul și apoi cartea, nu cum poate ar fi trebuit să fie în mod normal, mai întâi cartea și apoi adaptarea scenică. Așadar, Balul, inspirat din musicalul The Prom de pe Broadway, un musical de succes care a fost adaptat în 2020 într-o variantă cinematografică de Netflix, un musical, un film muzical care are în distribuție rolurile principale pe Meryl Streep, Nicole Kidman și James Corden. N-am văzut încă filmul pentru că eu sunt adeptul ideii că mai întâi trebuie să citești cartea și după aia să vezi filmul sau adaptarea scenică. Fac o paranteză, în general, înainte să mă duc la teatru sau la film, îmi place să citesc piesa de teatru sau romanul, cu atât mai mult cu cât, nu știu, știu că voi merge la acel film sau la acel spectacol de teatru cu ceva timp în urmă și am timp să parcurg cartea care stă la baza manifestărilor scenice sau de pe ecran. Așadar, Balul, o carte care până acum m-a prins destul de tare, abia am început să o citesc și este o carte care se pliază pe standardele contemporane ale temelor, cărților, filmelor, de ce este vorba despre acel politically correctness, dar în acest roman nu este ceva deranjant, nu este ceva enervant, este vorba despre acceptare, despre diversitate din toate punctele de vedere. Nu vreau încă să vă spun că vă recomand această carte, dat fiind faptul că nu am terminat-o și nu ar fi etic și moral din partea mea să recomand ceva ce n-am dus până la capăt. Pot să vă spun că este interesant, că mi-a captat atenția, este un volum care îmi place, că tot vorbeam de coperți, îmi place și cum arată, o copertă foarte atractivă pentru mine, colorată. Evident, este un roman care este recomandat
în primul rând tinerilor, adolescenților, dar eu cum mă consider o persoană încă tânără în suflet și în spirit, îmi place să citesc și cărți de copii, și cărți de adolescenți, și cărți de tineri, de toate soiurile, cam orice îmi pică mână eu citesc. Așadar, la editura Corint, Balul, The Prom, în colecția Leda Edge. Tot de la Corint, însă de data asta nu vorbim de ficțiune, ci de un documentar foarte bine făcut. Am răsfoit doar puțin cartea, volumul, încă nu m-am apucat de el, pentru că voi vrea să-i acord o atenție specială. În colecția Istorie cu blazon, volumului semnat de Douglas Smith, Ultimele zile ale aristocrației ruse. Întotdeauna m-a fascinat zona asta a familiilor nobiliare și în special a familiei imperiale din Rusia și m-a fascinat și chiar și acum mi se face pielea de găină când mă gândesc la destinul crun pe care l-au avut odată cu venirea regimului bolșevic prin Revoluția din 1917. Va fi o lectură foarte interesantă aceasta, Ultimele zile ale aristocrației ruse. De când am văzut-o, de când am văzut recenzia pe care a făcut-o colegul meu Joviene la blogul Filme Cărți, și de când am văzut cum arată cartea și despre ce este vorba și alte recomandări, mi-am dorit foarte mult să o citesc. Nu cred că va fi o lectură ușoară, dar cred că va fi una foarte plăcută. De îndată ce o voi termina, voi scrie despre această carte pe blogul meu republicacritica.ro și voi face, cred, și un blog dedicat special pasiunii mele pentru zona asta aristocrației ruse, a familiei imperiale ruse și așa mai departe. În continuare, voi vorbi despre patru volume, voi încheia acest vlog cu patru volume, fiecare de la o editură diferită. Primul dintre ele este din nou un volum pe care nu l-am parcurs încă, dar care m-a intrigat, m-a provocat de cum am văzut că a apărut și mi-am spus trebuie să citesc cartea asta. Nu mă întrebați exact de ce, nu pot să dau un motiv anume pentru care m-a intrigat, poate că a fost toate discuțiile în contradictoriu vis-a-vis de alegerile din Statele Unite din ultimele luni. Nu știu exact să vă zic de ce, dar am vrut acest volum, mi l-am dorit. Mary L. Trump, prea mult și niciodată destul, cum a creat familia mea cel mai periculos om din lume. Este o carte apărută la editura Bookzone în 2020. Este un volum care cred că va fi interesant. Evident, și despre acesta voi scrie și voi vorbi despre el pe blogul meu republicacritica.ro. Ce să zic? Nu pot să zic că nu sunt fan Trump, nu sunt nici contra lui, nu vreau să mă exprim din punct de vedere politic, chiar dacă nu e vorba de politica țării noastre. Acesta nu este un vlog unde facem politică. Este un vlog de cultură, de artă, de frumos. Dar, evident, cultura implică și o anumită discuție despre zonele economice, sociale și politice, deci nu voi putea să mă țin chiar complet departe de aceste domenii mai puțin plăcute. Dar mai multe despre acest volum, pe care urmează să-l citesc cât de curând, pe blogul meu republicacritica.ro și dacă voi considera necesar, voi vorbi și dintr-o viitoare ediție a vlogului La Taclale Culturale. Voi continua cu un volum pe care l-am citit, pe care l-am devorat și o să vedeți imediat de ce, și despre care am scris deja pe filmecărți.ro. O să găsiți în descrierea acestui vlog exact adresa unde veți putea citi recenzia cărții. Vorba despre biografia lui Sebastian Papaiani, semnată de Ani Muscă. Nu o să fac o recenzie video, dar vă voi spune că pentru mine a fost o călătorie extraordinar de frumoasă, de interesantă, nu doar în lumea lui Sebastian Papaiani, nu doar în lumea teatrului, pe care teatrul a slujit
cu credință, cu abnegație, cu pasiune, nu doar în lumea filmului, ci a fost o călătorie în România altor ani, în Piteștiul copilăriei lui Sebastian Papaiani. Am și scris despre acest aspect, Piteștiul fiind un oraș în care și eu mi-am trăit copilăria, mă rog, nu complet, am copilărit verile la Curtea de Argeș, dar evident vizitam Piteștiul foarte des și atunci m-am regăsit foarte mult în niște pagini întregi în care Ani Muscă vorbește despre copilăria lui Papaiani în acest oraș cu o istorie foarte aparte, să zic așa, și care are multe, multe lucruri comune cu Bucureștiul din, acea, din aceeași perioadă. O carte scrisă cu aceeași pasiune cu care Sebastian Papaiani a servit teatrul, o carte apărută la editura Terra la Focșani în 2019, o carte pe care o recomand nu doar iubitorilor de teatru sau iubitorilor de film, ci tuturor celor care vor să descopere un om frumos, așa cum a fost Sebastian Papaiani, și care vrea să descopere ce înseamnă cu adevărat meseria asta, meșteșugul acesta de actor. O carte care îmbină literatura, teatrul, filmul, arta, iubirea de oameni. Ce mai? O carte depus la suflet, depus la rana sufletului ca să îți aducă bucurii, să îți aducă alinare. Sebastian Papaiani, de la început până la sfârșit, un volum biografic semnat Ani Muscă. Nu pot să trec peste următorul volum, fără să spun câteva cuvinte, încă nu am scris recenzia, astăzi am terminat această carte, cu adevărat wow, nu prea îmi place să folosesc acest cuvânt, mai ales în privința cărților și lucrurilor de valoare, dar este o carte wow, apărută la editura Litera, în colecția Buzz Books, Victimă fără chip, a lui Stefan Anhem, primul volum din seria dedicat de acest autor, personajului lui Fabian Risc. Nici nu știu exact cum să o cataloghez. Roman psihologic, literatură polițistă, mister noir, nordic, are câte puțin din fiecare. Este un volum nu subțire, dar pe care eu cel puțin l-am parcurs cu rapiditatea fulgerului. L-am început cu 2-3 zile în urmă și cele aproape 700 de pagini le-am devorat. Pentru că așa cum s-a întâmplat și cu volumul de mai devreme, despre care am vorbit, Râuri de Purpura lui Jean-Christophe Grange, dădeam paginile hipnotizat. Parcă nu mă puteam opri din citit. Am petrecut vreo 2 jumătăți de noapte, răsuflând din greu, dorind să aflu ce se întâmplă mai departe. O traducere foarte bună, care aparține Danei Ligia Ilin, o traducere din limba engleză, dar o traducere, n-am citit originalul, am citit direct traducerea de la editura Litera, dar sunt convins că respectă foarte mult atmosfera pe care Stefan Anhem a vrut să o transmită cititorilor. Sunt foarte entuziasmat de Victimă fără chip, despre care voi scrie pe republicacritica.ro și sper să citiți recenzia mea, pentru că va fi una pe măsura cărții, sper eu. Îmi voi turna acolo toată pasiunea cu care am citit această carte și sper să vă fac și pe voi să o citiți, pentru că merită. Și celelalte 4 volume din seria Fabian Risc mă așteaptă, le voi citi, voi lăsa acum o pauză, nu voi trece imediat la ele, pentru că vreau să se așeze ce am citit și vreau să, nu doar vreau, mai am și alte volume care mă așteaptă înainte aici, în jurul meu. Apropo, nu știu dacă ați observat, locul din care fac acest vlog este diferit față de cel de marți. Acesta este biroul la care lucrez, la care scriu. În spate se poate vedea o parte dintr-o altă mică bibliotecă pe care o am în casă. Așadar, ca să zic așa, bine ați venit în cuibul meu creativ. Nu vreau, nu pot, nu trebuie să închei acest blog fără a recomanda
Unul dintre volumele care m-a marcat în ultimele 2 luni, l-am citit în decembrie, am scris despre el pe blogul filmecărți.ro, din nou o să găsiți linkul către recenzia mea în descrierea acestui vlog și chiar vă invit să citiți recenzia, pentru că eu cred că vă va face să citiți volumul despre care vorbesc în continuare. Este vorba de 13 cu noroc, Crima și alte povestiri, un volum de proză scurtă semnat Teodor Hosu Longin, un autor pe care l-am descoperit de curând prin această carte care m-a dat pe spate, m-a lăsat fără cuvinte. O să vedeți și în recenzia mea de ce spun că trebuie citit acest volum. Volumul este format din 2 părți. Prima parte, 13 cu noroc, 13 povestiri, așa cum spune și titlul, una mai neașteptată decât cealaltă, toate cu final neașteptat, răsturnări de situații pe care autorul le reușește în câteva pagini, pentru că unele povestiri au 2-3 pagini și de la primul rând până la ultimul cuvânt nu știi ce te-a lovit. Începe într-un fel, se termină cu totul altfel. Asta iubesc la cărțile bune și asta, după părerea mea, face ca o carte să fie bună. Aceste treceri de la o stare la alta, de la un sentiment la altul, de la o acțiune la alta, finalurile neașteptate, întotdeauna m-au intrigat, m-au fascinat. Așadar, prima parte a cărții, 13 cu noroc, 13 povestiri. Partea a doua, Crima și alte povestiri, este de fapt o reeditare a volumului de debut al lui Teodor Hosu Longin. A publicat acest volum la 26 de ani și după o pauză de aproape 20 de ani, iată că revine cu noi povestiri. Așadar, un volum apărut la editura Paralela 45 pe care vi-l recomand din tot sufletul. Nu-l ratați, nu treceți pe lângă el, nu-l ignorați. Veți descoperi un autor român contemporan uimitor, care eu sunt sigur că vă va provoca imaginația și vă va face să îi citiți și celelalte lucrări. Eu aștept cu nerăbdare să-i citesc romanul Mortoaest. O să vorbesc și despre acela, pentru că sunt convins că mă va pasiona la fel de mult ca și acest volum despre care am vorbit până acum. Eu zic că cam asta a fost pentru seara aceasta. Sper că v-am convins să citiți titlurile pe care vi le-am prezentat, măcar pe cele pe care deja le-am citit. Nu uitați că în descriere aveți link-uri către recenziile volumelor despre care am scris. Nu uitați că literatura și cărțile vă pot fi de mare ajutor, mai ales în această perioadă atât de zbuciumată, în care cred că fiecare dintre noi a simțit sau simte nevoia să evadeze. Cărțile sunt întotdeauna cel mai bun loc de evadare, de odihnă a sufletului. Sunt locuri, fie că e vorba de ficțiune, de beletristică, de volume de istorie, de volume documentare sau ce doriți voi, cartea este locul de refugiu cel mai bun al oricui. Nu ignorați cărțile, nu ignorați importanța literaturii, importanța cititului. Vă poate ajuta, vă ajută pe copii, îi dezvoltă, le dezvoltă imaginația, gândirea, logica. Pe noi, adulții, ne ajută să trecem poate peste momente mai grele, peste pierderi suferite. Credeți-mă, eu așa am trecut peste pierderea bunicilor. Poate părea ciudat, dar am trecut mai ușor citind cărți despre moarte, despre lumea de dincolo, dar nu o să intru acum în acest subiect mai delicat. Precis, voi face un vlog și despre aceste titluri care într-adevăr m-au ajutat să trec peste momente grele. M-au ajutat să înțeleg lumea din jurul meu, așa că eu cred că cititul, literatura este important. Vorba titlului unei cărți, fiți liniștiți că nu o să scăpați niciodată de cărți, o parafrazare a unui titlu de carte. Și ce pot să vă zic? Vă doresc să aveți zile cât mai pline de frumos, de artă, de cultură, de cărți bune, de filme bune și acum, Doamne ajută, de cât mai multe spectacole live în sală. Până data viitoare, așa cum îmi place mie să zic, à bon entendeur, salut
Și ce mai, să ne vedem, să ne auzim cu bine și cu frumos!